și cam gata lucrarea deocamdată. Am tăiat cu ea până acum cam două rezervoare jumate. Și acum să vă zic câteva impresii la final și bune și rele, bineînțeles. Ce să zic, am motor, e brici. N-ai treabă cu ea. Pornește, nici nu trebuie să o dau jos ca să o pornesc dacă e cald. O iau un pic, bag mâna, o țin așa cu un pic cu mâna și o pornesc de sus cu tot. Așa de bine pornește. N-ai ce să-i zici. N-ai o treabă cu ea. Acum frige, ia să vedeți. Deci n-ai o treabă. E foarte ok motorul. În schimb, haideți să o luăm și la minusuri. Hamul nu-mi place de niciun fel. O să-mi iau altul. Discul ăla l-am probat și pe el. Discul de tăiere, nu poți să tai cu el. Autocat-ul, să-i uitați, deja l-am bulit, l-am spart. Firul care a fost el s-a terminat. Ca să-mi termin treaba, mi-am luat eu, nu că mi-am cumpărat. Mi-am scos din cea electrică. Autocat-ul ăsta s-a spart cu totul, dacă vreți să mă credeți. Ca să stea și să pot să termin treaba cu el, ia uitați, am pus o siguranță de sârmă, cum face românul. Deci, accesoriile la motocoasele astea chinezești sunt sub orice critică. Adică nu faci lene treaba cu ele, pur și simplu, după ce o cumperi, nu faci treaba cu ele deloc. A rămas dezamăgit, ca motor e ok, ea ca și construcție, ca... Da, n-am ce să zic, și de drumul din ce în ce mai mult la mers, mă mai învăț și o să tai, dar accesoriile nu. O să-mi iau alt cap de ăsta de tăiere, de la de Husqvarna, model Husqvarna care se potrivește. Alt fir, bineînțeles, disc cu pastile Vidia, ham, fir de rezervă, fir cu inserție metalică și alte chestii. Cu astea n-ai ce să faci. Da, ca motor sunt mulțumit, mă încântă, n-am ce să zic. Da, accesoriile nu, m-a dezamăgit, m-am enervat în cauza lor. Stai să schimb cablul de aici, e o nebunie, te chinui, mai ales să leagă-l și cu sârmă ca să nu iasă, că ăsta aici s-a spart, s-a mai spart încă într-un loc, pe aici, ce să mai zic de gaură asta, asta nu mai zic nimic. Ca să-mi termin treaba, v-am spus, i-am băgat un fir de la aia electrică, nu știu, are 1,5. Mi-am terminat treaba, dar după aia următoarea lucrare care o să mai vedeți o să fie cu toate accesoriile schimbate. Nu. Cam acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!